Viața bună, fraților, suntem în munții Apuseni. Uitați-vă ce frumuseți avem lângă noi, aici, pentru a face circuitul Scărița Belioara, Scărița, vârful Scărița și întoarcere pe Belioara sau Coșul Boului sau... Este un fel de traseu tematic undeva. Iată-ne aflați sub aceste minunății. Suntem în localitatea Poșaga de Sus sau satul Poșaga de Sus, că este și un Poșaga de Jos. Puteți să lăsați mașina aici, după unde se termină asfaltul, sau puteți să lăsați mașina mai jos, puteți să stați efectiv la pe malul apei. Sunt niște locuri minunate, un pic mai jos, la 4-5 km. Pentru că aici, imediat ce faceți dreapta spre Scărița, o să vedeți indicatoare, apa, firul apei rămâne în urmă, rămâne în vale. Haideți să pornim, că vremea e minunată, ce să zic. Iată și indicatoarele, o să plecăm pe ăsta din stânga. Ușesul Craiului, cred că e nerecomandat, da, probabil este marcat, este la fel, hai să vedem mai departe. Rezervația naturală geobotanică, șesul Craiului, Scărița, Belioara. Deci noi vom face, vă aflați aici și facem așa, un circuit frumușeanu. Vedeți? Pe ce trase o poate asta? Da, să nu luați în sus. Vezi că este un forestier care se duce încolo și vă luați pe acolo. Pe aici e trase o dată. Pe această poate. Interesant. Uite, alergaie montana, au și oamenii ăștia pe aici. După cam 15 minute părăsim acest drum de pădure, de ce e, de ATV, de accese, care și o luăm pur și simplu pieptiș pe o potecă care nu o să fie atât de prietenoasă cum e momentan, dar sunt sigur că o să fim remunerați după efort, după faptă și răsplată. Uitați-vă ce mișto e în spatele meu, ce chestie tare, da? Azi e cald, dată se simte. Lăsa poiana asta în spate și cum am intrat în pădure. Deja era înleșinat. Ha, că tot ne-am plâns noi de ceață, de ploaie. Ia de aici căldură. Și poteca. Ia-ste satul. Potecuța asta e numai bine venită, uite. Ai timp de un respiro. Și la umbră. După panta aia. După poteca din pantă, din poiană, din căldură. Eu știu că trebuie să faci gălăgie în pădure și nebunii, că te mănâncă oși și cape negre și altele, dar frate, e atât de fain, mai ales dimineața, când totul, nu știu, revine la viață și e singur și nu-i nimeni pe traseu și asculti fiecare muscă, fiecare pasăre, fiecare pas, fiecare, nu știu, frunză, totul te înfricoșează și te face așa, în același timp să admiri, efectiv e. Bă, pomul ăla de acolo, din dreapta, îl vedeți? Știți de care zic? Ăla mi se pare ca un bonsai, așa. Deci e atât de liniște și numai eu m-au vorbind și natura. Uite ce pomi uscați pe versantul ăsta. Care o fi explicația, nu știu, mâncați de vreo boală ceva sau... Habar n-am și uite ce chei. Ce avenie pe aici. Suntem la porțiunea aia de stânci. Parcă 200 de metri de stânci, ziceau ăștia, dar nu e nimic periculos, deci nici cu încredere că nu alunecă, n-ai treabă, sunt ca niște trepte, chiar se urcă ușor. Și în stânga mea iată ce, cum se deschide acel hău,
Ce liniște. De fapt, astea sunt stâncile, dacă le vedeți pe rețelul ăsta. Nu-i greu. Mai bine la de acolo mai este un traseu. Au fi fost pe forestierul ăla, nu știu, nu-mi dau seama. Uite ce casă mișto. Bă, totuși stau și mă întreb ce s-o fi întâmplat pe aici, frate. Ce boală a dobărât acest pin, că e numai pin aici. Deci, vedeți, avem fag, mai jos pin și mai jos o să vede și brad. Pe o distanță extrem, extrem, extrem. Toți acești pomi arată așa, frate. Nu știu care e știrul cu ei. Mai este un versant acolo sus. Să vedem dacă ne întâlnim cu ele. Sunt două creste, probabil aia e crucea albastră care merge din parte. Surprinzător, de aici, de aici de la Răscuce, 9.36, am plecat la 8.37, deci o oră abia am făcut până aici, frate, până la stânci. 1000 de metri, diferență, cred că doar 300 de metri am făcut. Circuitul e toată asta. Uite-l. Toată chestia asta. Este ceva. Dar profităm de faptul că nu e nimeni pe traseu și putem să stăm, putem să admirăm, să ascultăm. Nu ne grăbește nimeni. Ce senzație am printre pomii ăștia. Foarte ciudat, iată pomi îngălbeniți în mijlocul verii. Probabil, nu știu, bolnavi. Uite și scoasă e foarte ciudată. Uite, încă unul acolo. Și mergem pe această poiană care ne scoate în șa. Dar avem... Frate, ce iarbă aici în poiana asta, cât tine. Fluturi, broscuțe de la mici, insecte de tot felul. Este ciudat, de strange, este sălbatic, dacă compar cu tot ce am făcut până acum, plin de turiști asta. Aici e o stare altfel. Iar la umbră, ce bine, ce fain că alternează poiana cu umbra pădurii. Aici este un părieș. Să știți, auzi cum se aude. Uite aici, înainte de ultima poiană, înainte de creastă, aveți mare izvor. Vedeți cum stă? Hoțul. Fluturașul. Ăștia doi ce fac? Băi, hoților! Interesante aceste poieni. O grămadă de insecte și chestii. Cei care se pricep la biologie, cam pentru ei, pentru cei care admiră partea asta a muntelui și a naturii. Uite și mentă. Mai mult pentru ei este genul ăsta de evidenție. Aici avem izvor, dar vi l-am arătat în pădure. Parcă e mult mai ok acolo. Nu știu mâul ăsta de la ce vine. Tâul e de la Via Transilvanica, dar ăsta îl mai tot văzui. Interesantă stânca aia acolo între brazi. S-a schimbat total pic. A, ce bine că drumul ăsta și la umbră. Am sărit de două ore și încă n-am ajuns în cea, mai am un pic. Destul de greuț, să știți. Destul de solicitant, cu multe schimbări, nu neapărat tehnic, dar tot felul de schimbări. Va potecă de aia, va poiană, va... și se rupe ritmul. Ia uitați, frate, unde am ajuns. Cu poiană, cu gard electric, pe cât de sălbatic părea totul. Iată că e locuit acolo și un făișor.
stațiunea Muntele Băișoi, 2245, circuit în jos. Nu știu ce-i cu ăștia, le-au întors. La ce s-o face circuitul? Doamne ferește. Dai că mai a apărut unul care e la fel de dezorientat ca mine. Crede că încolo e. Ia. Indicator cu bulina acolo, poate aia. Am vorbit și cu el, era străin. Nu știu din ce țară, dar foarte bine engleză și ne-am uitat un pic pe munții noștri. Dar omul merge, omul e de la de mers. Dacă m-a ajuns din urmă, clar merge. Așa, dacă te uiți în jur, nu-i cine știe ce. Stâncile alea, spectacolul ăla ce a fost mișto. Într-o rulotă ce de acolo. Drumul ăsta de mașină, de ce e nu? E plictisitor cu gard electric. Mă așteptam la altceva, nu la civilizație. Hai să vedem vârful Scărița. Te văd și brazii. Am promis că va avea brazi, se vedeau de acolo de jos. Practic noi am venit așa și am ocolit așa și mașina noastră undeva acolo jos. Altă intersecție. 11 și 14. De la 8:07 suntem în creastă. De acolo am venit noi, de la pomii aia, bucați de șofinicați. Pinii aia le-am arătat, undeva jos acolo e mașina. Hai să vedem, poate se mai schimbă peisajul ăsta de vata noastră, de creastă. Hai că valea asta e mișto totuși de sus, e pe unde am venit noi. Destul de interesantă. Uite, cu natura în culori. Eu le filmez toate astea, poate pune cineva pauză și se uită pe. Flori și fluturi la șesul Craiului. Deci înseamnă că poiana asta, de fapt, treaba asta ce am văzut noi, se numește șesul Craiului. Unde e crucea roșie. Și continuăm pe bulină roșie. Văd că ne bagă din pădure. Sunt curios de vârful Scărița. Ce pin, frate, ce pomalou. Care la fel pare să fie trecut de boala aia. Interesant. Bă, ciudat, ciudat s-a pus inima. Ciudat așa, un pic creepy. Fain. Aici e un pic de belvedere. O, oh, fain, în jos. Foarte interesant. Cred că pe acolo, pe acolo o să mergem noi și o să coborâm prin spatele acestei formațiuni. Stâncăriile calcaroase. Uite de acolo. Fiți atenți ce mișto se deschide încolo. Wow. Ne apropiem de vârful Scărița și am ieșit în chestia asta. Absolut senzațională, absolut fabuloasă. Ia uitați-vă și voi. Wow, mamă. Fabulos. Fabulos. Mamă. Care stați rău cu rău de înălțime, nu veniți aici. Eu tremur așa, simt cum mi se închid toate vasele. Vai de mula mea. Mișto oricum. Încă o dată că intrăm în pădure. Ce sunet și dacă scoate gâza aia. Ce... Intrăm în pădure. Cum am intrat într-o pădure, văd că coboară, sper că nu prea mult. Că după aia trebuie urcat înapoi pe vârf. Dacă ajungem pe vârf, poate nu ajungem, poate locolim doar. Am vedea. Pe 50, 3 ore și ceva, foarte obosit, fără chef, nu știu ce am azi. Să vă arăt și vârful ăsta, coama prin spatele care i-am venit noi. Și acum să vedem ce se dezvăluie mai departe. Da, casa animalelor și a păsărilor, nou punct frumos de belvedere. Super. Mama asta, da, bălăreală, frate, uite-te, știu ce-i pe aici.
Mamă, și ăsta lasă un puf așa. Fai de mine. Și niște arbori prăbușiți. Doamne ferește, ce dracu eu pe aici. Uite și la ăsta. Fantastic. O grămadă de chestii diferite am trecut astăzi. Deci văzusem un fluture galben așa frumos, mare, și când s-a fotografiez, meza a plecat și m-a așteptat, s-a dus. Sunt grămadă de specii pe aici, bă, cine se pricepe la fluturi și la flori. Are ce vedea, să știți. Mai mult v-am zis, pentru asta e îndreptat, că uite că ies în spate un fluture. După cum observați, nebunia, haosul, practic, crede natura. Un pom așa, unul așa, unii prăbușiți, unii gata să moară, unii care mai trăiesc sute de ani. Cheile bocevaliște rung, scărița belioară, aoleu. Deci o luăm în jos, fraților. O luăm așa, acum. Acum a început o coborâre, cum ar veni. O potecă de asta. Bine că n-am urcat pe aici, într-un fel, deși și pe partea altă e destul de adus, m-am cel mic. Da. Destul de urățică partea asta și mai urmează și a noastră și un pic accidentată în regulă. Ați văzut prin ce am coborât, acum am ajuns printre urzici, în pădure, iar... Aolea, sunt foarte obosit azi, nu știu ce am. Și chevnici. N-am dormit bine, nu-mi dau seama. Și obosesc la primul pas. Foarte ciudat. După 4 ore am ajuns aici. 12:38. Acum intrăm în pădure. Băi, cât de obosit să nu știu de acum. Efectiv, energia la pământ. Nu știu ce am. Iar un drum lat, primitor. Dacă ar ține așa până jos, ar fi dumnețial. Dar nu cred că va fi așa. Sigur ieșim în ceva mai rău. Deci merg de 4 ore. Au stat ceva fraților acolo, ce mare chestie. Eu pentru asta venit. Impresionant, în jur. Partea mișto e nu doar că o vedeți, partea mișto e că veți merge o perioadă, o bucată de traseu cu ea de-a dreapta, cu huda, cu gaura, dar și cu toate aceste formațiuni mișto. Eu cred că dacă n-aveți chef să faceți acest traseu, puteți să veniți direct doar până aici, pe partea cealaltă, și vedeți nebunia asta. Dar și celelalte au fost mișto, ați văzut pe acolo, pe sus, pe unde am fost. Cum considerați voi? Uite, sau să vii aici să faci o fotografie de noapte, frate, cu o lanternă de aia de duce, cu light painting, chiar poți. E senin. Momentan ne tot continuăm drumul prin această poiană. Dar undeva acolo sus de tot e punctul acela de belvedere unde am fost noi și de unde s-a văzut valea respectivă. Dar astea nu le vedeți decât de pe partea asta, de la întoarcere. Sau de la dus, fiecare în ce direcție face traseul. Fiecare cum îi se scoală. Interesante conacele astea, nu știu din ce o fi făcute. Din mușchi, din niște nuiele, văd că coperici de la foarte înalt, stil Marea Mureșeană, să nu stea zăpada. Mai este unul ăla la fel. De undeva de pe acolo, pe acolo am urcat și am făcut toată chestia asta. Da, mie interesantă mi se pare și chestia asta, uite, gura asta, în care au crescut pom. Vedeți voi? Mai avem parte puțin așa de pe acest forest. Pe ăsta e drumul de întoarcere. Drum forestier, drum de care, drum de dus vaci pe sus aici în câmp. Frate, 13:31, 5 ore fără câteva minute. Azi n-am fost deloc în formă, azi nu știu ce neaba am avut. Foarte, foarte obosit, foarte obositor drumul. Foarte multe schimbări. De la poteci, forestier, poteca de aia,
urme de alea, după aia prin pădure, după aia stânci, după aia mai cași gura pe nu știu unde că-ți place, după aia iar pădure, iar un izvor, poieni cu buruieni, fluturi, creastă, creastă plictisitoare, creastă frumoasă, după aia iar stâncă și tot așa. Asta a fost Scărița Belioara, primeția făcută de astăzi. Foarte, foarte obosit, nu știu ce fac. Cred că mai stau o noapte aici la pe malul apei. O să vă arăt imediat unde. Și cred că mă duc în sat să-mi iau ceva de mâncare, de o bere, ceva și poate mai stau o noapte aici. Oricum mișto, nărită făcut. Cine-i făcut, cine-i fan tematice și gen Boila Bânturariță și chestii de-astea și plante, merită făcut. Cea mai spectaculoasă parte însă este partea asta, puteți să o luați direct pe aici și să faceți doar partea asta dacă pe Elene. Ah, mă doare și mâna, vreau să-mi telefon. În cotură, pac, GPS-ul va duce până aici. Pa, pa! Practic aici unde se termină asfaltul, ca în, să zic, un 4-500 de metri, aveți și această parcare. Dacă vreți să nu o duceți până acolo prin Balegă, o puteți lăsa aici, unde o lasă lumea. Sau puteți să dormiți aici, în ea. Deci trebuie avut grijă pentru că lumea vine foarte tare și e numai drum de ăsta de o bandă până la poșaga de jos chiar. Mă duc să caut un magazin. Frate, ăsta e locul minunat, unde am stat azi noapte, unde puteți să stați și voi. Este după poșaga de jos până în poșaga de sus. Și am luat un birș, am luat o treabă, niște beri, niște vinuri, dăm în ele și ne relaxăm, că doar nu ne alergă nimeni. Haide, pa! Poni și focul, Vătărescu e gata. Acum luăm ăsta și mergem la foc. Atât gata. Ce ziceți? Ne întoarcem un pic. Ha? Ha, 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 ha. Bă, pachea asta o să... Bă, top! Vă zic, top arată treaba. Uite bă, și rezultatul final. Telemea, pâine, ceapă, ceapă călită, piept și virșii. Toate berile sunt la rece. Nicio problemă. Bă, vă pupă, fratele. Mamă, extraordinară. De aici, din... Din Lapuseni. Am făcut Scărița Belioara, mai rămânem noapte aici pentru că mi-a plăcut ieri și ne desfătăm cu ce mai avem pe la noi. Pa!